Salutare, mă băieții! Bine v-am regăsit, mă băieții, aici la un videoclip. După cum observați, ne aflăm aici pe Behood. Aveți în descriere tot ce vă trebuie pentru a intra aici pe server, bineînțeles dacă doriți. Acesta cred că este al doilea videoclip pe care îl filmez pe Behood. După cum bine știți, m-am reapucat aici pe Behood și sper să fac ceva frumos, să iau o funcție, să... Ai, de nou, vedem ce mai facem pe aici. Până una alta, vreau să vă mai prezint ce am mai făcut eu de la ultimul videoclip, pentru că am făcut foarte, foarte multe chestii și am și câteva chestii să vă povestesc. Aseară am făcut un videoclip pe la vreo 22.00, parcă, dar eram foarte obosit și sincer nu mi-a plăcut cum a ieșit clipul respectiv, așa că m-am gândit ca astăzi să filmez din nou, pentru că pe clipul ăla parcă mi-am luat premium account, pentru că știți, eu nu aveam premium account, mi-am schimbat și numele, by the way, mă cheamă Mihai Best acum, am ID 803, deci Mihai Best va fi numele meu de azi încolo aici pe Behood. Haideți să dăm și un stat să vedeți cam ce se află la mine pe stat aici. Avem 1.3kkk cash în bancă pentru că mi-am vândut un Infernus și mai am chiar un Infernus. Mi-am cumpărat și acest skin transcendent pe care cred că am să-l vând și mi-aș lua un skin premium care știu că face cel mai nașpa skin. Este în jur de vreo 1kkk, deci eu să-mi cam dau toți banii. Ce am vrut eu, ce mi-am propus să fac, am și făcut, adică mi-am schimbat numele, mi-am luat un skin, mi-am luat premium account, am luat în jur de vreo 250 de PP-uri pentru a-mi schimba și numele. Uite, să vă zic o fază tare, dar să ne luăm și noi cu asta, să ne plimbăm. Infernusul ăsta pe care vreau să-l fac full, frate, deci efectiv o să vreau să-l fac full, stage 4 din 4 am să vreau să-l fac, ne l-am băgat frumos în garaj și la casa asta am brand frumos cu niște mapping pe aici. Parcă cred că această casă se află din GTA Default. Adică nu cred că e mapping până și casa e mapată, adică nu prea cred. Însă gardurile astea, da, într-adevăr astea sunt mapate. Ieri eu vreau să-mi schimb numele. Nu mai aveam absolut niciun bonus, nu mai aveam absolut nimic. Parcă mai aveam câțiva, dar nu atât bani încât să-mi cumpăr un voucher de 5 de PP-uri. Pentru că eu mai aveam nevoie de încă 4 premium points și efectiv nu știam cum naiba puteam să mai fac rost. Am făcut tot ce e posibil, am făcut quest-urile zilnice, să le faci 5 de PP și pe clip acum câteva. Am făcut și quest-ul special, știți foarte bine, quest... Info, acest quest, sper că nu s-a scos, uitați, l-am făcut și pe ăsta și efectiv mai aveam nevoie de 4 PP. Orice m-am gândit eu, aveam în jur de vreo 4000 de Behood points, m-am dus și mi-am cumpărat, cred că vreo 20-30 de cutii epice, ca să-mi dea și mie niște premium points. Nu mi-a dat niciun premium points, am dat și la ghidic de vreo 6-7 ori. Și nu mi-a picat absolut deloc niște PP-uri, mai aveam nevoie doar de 4, am încercat, pana mea, le mai dădeam mesaj la din, poate mă ajutau cu 4 PP-uri, că parcă știu că Răduc mai dădea câte 2-3 PP-uri, 4 chiar, și na, poate mă ajuta și pe mine, însă am cumpărat un voucher de 50 de PP-uri, până la urmă mi-am schimbat numele și după tot mai avem nevoie tot de încă 4 PP-uri. Și într-un final mi-a picat din Epic Raid pentru că vreau să-mi iau premium account și am făcut suma de 250 de PP-uri fix și mi-am cumpărat acel premium account pe contul, doamne, pe clipul anterior pe care voi nu o să-l vedeți pentru că nu vreau să-l pun ca aici destul de nașpa. Văd aici la quest, vreau să vă arăt și câte ore mai am eu, st. Am 193 de ore, am făcut destul de multe ore, acum s-a resetat, este o altă săptămână, sper să fac și în last 7 destul de multe ore. Bă, nu înțeleg ce dracu are ăla cu semnea Rainbow. Deci, el nu e dezactivat, frate, că ați văzut că era ăla cu Rainbow. Nu pornește Rainbow, efectiv nu pornește Rainbow, nu Rainbow, Tog. Dăm aici Tog, acum o să fie dezactivat. Îl dăm din nou, este activat. Ne dăm jos din mașină, urcăm iară și nu pornește Rainbow. Nu știu ce dracu are. Cu alte motive că văd că merge și cu ăsta mergea înainte. Știu foarte, foarte bine. Însă oare o fi de la modul de pe mașină? Că da, știu că înainte mergea. Parcă, ok, hai să ne cumpărăm niște ochelari. Ok, trebuia să scriem doar glasses, nu și buy. Ok, hai să ne cumpărăm niște ochelari. Uitați, ne luăm ochelarii ăștia frumos. Am făcut, mamă, ce șmecher arată. Ziceți-mă, băi, băieți, că nu arată șmecher acești ochelari. Am și la pad level 11, am această văcuță cau. Acum nu mai e, arată tank, dar haideți să-l activăm pentru că
din câte știu, mai primi niște beneficii dacă l-ai pe Enable, la Payday. Am să încerc, frate, să fac un level foarte mare, am să încerc să fac foarte multe ore, de asemenea să luăm și noi aici o funcție, să mai diversificăm contentul, pentru că efectiv, na, nu prea e șmecher așa. Mă, băieți, vreau să dau un clipul acesta. Eu pe cont mai am o savana și vreau să scap foarte, foarte repede de ea, așa că haide să mergem repede pe la spawn, dar sper să nu mă bubuie nimeni, să mergem să-i dăm, să dăm un repair până în alta. Vreau să dau acest savana, știu că este în jur de vreo 20-30 de caca aici pe server și eu zic că ar ajuta super, super mult pe un civil. Bă, savana la început chiar și pe mine m-ar ajuta, dar eu am acest infernul și pana mea, nu știu, vedem, poate mai fac și o colecție de mașini, dar urmează să vedem ce se va întâmpla. Ați văzut ăla fix când era în flăcărire a intrat aici în PNS. Mai este și foarte puțin lag aici pe Bihood, sunt și 1000 de jucători aproape și în anumite momente mai este lag, efectiv este lag. Doar ce îmi place mie este că lagul nu se simte la ori. Mamă, în jumătate de oră am ori pe Bizon să mă mișc mai repede. Nu cred că am să-l postez după ce am să filmez imediat. Cred că va dura vreo 2-3 ore după ce am să-l filmez. Ok, bun, haideți să vedem un jucător random. Văd că pe aici se află 2 Civiliano Purleanu. Haideți, oho, level 4 și băiatul ăsta are 9-5-3. Hai să vedem pe care să alegem. Ala, deci, ala, bala, portocala, cine, ra, ba, na, na. Ai din 9-5-3 care se află chiar și pe G la mine. Salut, frate. Kill me, te rog. Nu mai bro, las așa. Salut, frate. Vreau să-ți dau o mașină. Filmez canal, canal Mihai Best. Mi-am pus și puțină promovare. Haideți să ne dăm jos, îi dau și lui mașinuța respectivă. Ce mașină? Sper că îl voi ajuta destul de mult. O Savana. Bun, sper că am scris corect, așa se numește Savanna, ok. 3953, că parcă trebuia să aibă minim level 3. Haideți să dăm și această mașinuță, sper că îl voi ajuta. Mai aveam o Tahuma, dar pe aia am dat off-camera, tot la fel. Eu le mai dau, frate, jucătorilor, îi mai ajut, mai una alta. Acceptă trade. Aoleu, pă, civile, nu mai Daniel, lasă-l că să-i dau mașinuța. Stai, frate, nu mai da. Stai o secundă, ok, frate. Ok, adaugă vehicles, unde este vehicles și dăm această savana. Bun, perfect, bro, nu mai da. Doamne, frate. Bagă repede un dolar că te omoară ăsta. Un dolar. Că ți-o dau pe gratis. Bă, civile, nu mai da. Hai, frate, bagă. Mamă, mă omoară pe mine acum, frate. Nu vreau să dau ceva unui jucător. Hai repede, dă-i. Hai repede, pregătit. Perfect. Au, acum mă va omoră pe mine. Nu mai da nepregătit. M-a omorât? Nu, văd că nu m-a omorât. Afacerea se va termina în 10 secunde dacă nu o va opri. Bun, perfect. I-am dat această savana. Sper să se bucure de ea. Bă, ce treacu-i mă cu ăsta? Dă-n truna noi. Bă, Civiliano, sper să te bucuri de ea. Succes, bro. Hai să nu ne fure mașina. Da, bro, că tu. Fiți atent ce fac. Ce ID are? ID 677. Mi-a furat mașina. Nu. Așa o să zic. Deci, mi-a furat mașina, frate. Aoleo. M-a omorât? Da. Ce să-i și faci acum? Ne va da la casă. Băieți, nu vreau să mă lungesc foarte mult. Mamă, 183 de FPS, 198, 100, 200 pe aici prin interior, în casă. Băieți, cred că astăzi am să fac și un live stream, pentru că chiar am chiar să fac aici un live pe Bihood. Cred că va fi, da, chiar primul meu live stream pe Bihood. Și na, bă, ce vreau să vă mai zic este că voi aplica și eu într-o facțiune. Aștept să deschidă undeva prin PD, prin Hitman. Ia ziceți voi acolo în secțiunea de comentarii dacă vă mai uitați până la mitul acesta. Unde vreți, mă, voi să vedeți raport? Ori în Hitman, ori PD, ori Pașnică, ori unde vreți, scrieți acolo facțiune unde ați vrea să intru. Eu voi aștepta să se deschidă undeva prin PD sau chiar Hitman și voi aplica, frate, pentru că vreau să facem acolo ceva frumos. Pentru că vreau să facem acolo un raport, ceva, mai vedem noi, o Caterinca cu băieții. Bă, băieți, cam mai a fost și cu clipul acesta, sper că v-a plăcut, dar dacă v-a plăcut, nu uitați, dați pe acolo un pum butonul de like, pentru că mă ajută foarte, foarte mult și vreau să vă mulțumesc super mult
Fix acum mi-am adus aminte, trebuia să vă zic asta la începutul videoclipului. Am făcut 700 de abonați și vă mulțumesc enorm, enorm, băieți, pentru această sumă. Este început de săptămână și va trebui să intru și pe Bizon să-mi fac raportul în poliție, pentru că, după cum bine știți, sunt și acolo în LSPD, în rang 4. Va trebui eu să intru sau poate voi găsi un prieten care să-i dau contul să-mi facă el raportul, dacă e, dar... mai greu, frate, pentru că nu vreau să mi se fure contul, sincer vă zic. Da, mă băieți, fără niciun alt outro, eu am fost Mihai Nunezim, data viitoare, dați like, subscribe, v-am pupat, băieții, reee!